Vă salut, dragile mele! Vreau să salut noile abonate și să le mulțumesc mult că au ales canalul Frumuseții Vârste Elegante. Mă numesc Veronica Sandu, sunt cosmetolog și vreau să împart cu voi unele trucuri, unele sfaturi să vă dau pentru a vă menține bine, împreună cu mine, pentru a înainta în vârstă frumos și elegant. Cei care mă urmăresc știți că mă aflu acum în Canada la copiii mei, la nepoții mei și nu prea am timp să și chiar îmi doresc mult și vreau să mă împart cu voi. Mi-am mai rămas 2 săptămâni și voi pleca acasă, dar m-a impresionat mult faptul că femeile de aici, de vârsta noastră, au grijă de ele, au interes față de machiaj și astăzi vreau câteva sfaturi să vă dau cum să folosim remelul. Am procurat de aici, din Canada, un remel foarte deosebit de la Maybelline, care m-a impresionat mult și ajută mai dese, ne ajută să ne facem genele mai dese. Vreau să susțin doamnele care chiar au problema cu genele scurte, cu genele pierdute după radiație, după o chimioterapie. Susțin și să le spun că totuși folosirea remelului este o oportunitate de a se simți bine. Atunci când alegem un remel, e bine să optăm pentru a ne îndesi genele și nu a ne le alungi, mai ales în vârsta elegantă. Înainte de a aplica un remel, iată aici așa, remelul acesta are o periuță foarte obișnuită, să zicem, dar niciodată să nu pompați periuța, căci se usucă, să nu pompați în tub, doar să puteți cu mișcări circulare și atunci când se aplică remelul, mai întâi se aplică în zona centrală, se aplică în zona centrală, dați-mă uit în oglindă, aplicăm și îmbibăm bine remelul, fiecare firișor, apoi la exterior și în interior. Aplicăm bine, 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 pentru ca fiecare firișor, fiecare firișor, apoi cu mișcări de zigzag, le ridicăm în sus și colțișorul. Fără să introducem în tub, aplicăm și la ochiul celălalt, de centru spre centru. Întâi zona centrală, zona, dați așa mai aproape, zona exterioară, fiecare firișor, zona interioară, unghiul interior, apoi zigzag și aplicăm foarte, foarte bine. Ridicăm în sus. Dacă avem nevoie să umectăm periuța, mai introducem încă o dată și cu mișcări circulare și ca să nu luăm prea multă masă, prea mult remel pe periuță. Putem un pic să ștergem. Și iarăși aplicăm, repetăm de la centru, întărim și fixăm remelul. Chiar dacă vreau să vă dau un sfat așa mai practic, nu e chiar bine să aplicăm în fiecare zi remelul pentru a proteja genele noastre, totuși, dar când este ocazia, nicio problemă. Și vă zic că mi-a plăcut doamnele aici din Canada că ele folosesc pentru faptul că folosesc cosmetică decorativă în limitele necesare a vârstei. De sub nu e de dorit să aplicăm remel pentru a nu ne evidenția ridurile. Se aplică foarte ușor, este plăcut. Acest remel l-am încercat și nu este greu pe gene, îmi place foarte mult. Aveți grijă,
de ochii voștri și aveți grijă cum și când aplicați un rimel pentru sănătatea ochilor voștri. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept și la alte filmulețe. La revedere!